Salutare tuturor, eu sunt Marian Pescarul, iar astăzi vă voi arăta cum să faceți cea mai simplă montură pentru știucă și vă garantez este una dintre cele mai eficiente și mai bune monturi pe care eu le cunosc și pe care vi le recomand pe orice apă, atât pe lacuri cât și pe apele sălbatice, și anume ape curgătoare. Aveți nevoie de o plută pentru știucă, eu folosesc o plută care este foarte ușor de găsit în toate magazinele sau în toate bazarele, niște plumb ca acesta, care îl vom folosi în loc de opritor de cauciuc. Puteți să folosiți și opritoare de cauciuc, dar eu prefer aceste biluțe de plumb, deoarece sunt mult mai simplu de găsit. Aveți nevoie, bineînțeles, de un fir principal. Voi folosi un fir mai gros ca să vedeți cum se face montura. Un plumb. Eu folosesc un plumb de 10 grame. Și un cărlic de sta triplu sau o ancoră. Și bineînțeles, o strună foarte, foarte finuță, o folosesc, nu vreau să fie prea vizibilă în apă. Și de asemenea, aveți nevoie de o îngheră cu care să înlăturați surplusul de fir. Da, să începem. Deci luăm firul principal, introducem pluta. Stați că aceasta nu este găurită. O dezvirginăm noi acum, nu e problemă, așa. Introducem firul pe aici. Așa. După aceea introducem plumbul pe fir. După care urmează să facem o buclă. ca Aceasta. Dăm o dată așa. Răsucim o dată și introducem bucla prin cealaltă buc bu buclă pe care am obținut-o după care obținem, obținem acest task că mă bâlbui, nu știu ce am. Probabil am emoții. Este primul meu clip, așa că vă rog să mă susțineți. Veți vedea multe clipuri interesante. Strângem bine acest nod, să nu cumva să se desfacă. Așa. După care tăiem acest fir în plus. Unghiera. Exact așa. Apoi atașăm struna. Îmi place să folosesc o strună care are de obicei un vârtej ca acesta, pentru că este foarte ușor de atașat. Introducem bucla noastră prin gaura vârtejului, stați că nu, nu, prea mă descurc, este firul foarte gros. Haide de Am reușit într-un final după ce am introdus bucla prin gaura vârtejului, exact așa asta se focalizeze, să vedeți, introducem struna prin bucla noastră, prin firul, bucla firului principal, bineînțeles. Uitați așa. Și tragem de ea, pur și simplu. Așa. Aici se va face un nod care va fi foarte rezistent. Puteți să băgați și de două ori bucla, dar eu am băgat doar o singură dată ca să se facă nodul, deoarece folosesc un fir mai gros, v-am zis, ca să vedeți cum se face mântura. După aceea, atașăm această triplă la strună. Foarte simplu. A, așa, desfacem această chestioară și introducem tripla. Așa. Am introdus tripla. După care vom pune aici, exact aici, o biluță de plumb. Puteți să o luați pe cea mai mică. Depinde ce granulație aveți. Așa, stați un pic să mă uit mai bine. Unde este? Aici. După ce am făcut acest lucru, vom strânge cu dinții, bineînțeles. Pentru că, na, eu n-am un clește la îndemână acum. Am pus această biluță de plumb ca plumbul nostru să se oprească, nea, exact așa. Joacă rolul unei unui opritor din cauciuc. Însă nu e nicio problemă că punem acest plumb. După care... Mai puteți pune o biluță de plumb, să vă spun unde și de ce. De exemplu, montura noastră arată cam așa. M-am spus, este foarte simplu de făcut și foarte eficientă. Arată cam așa, da? Ei, acum dumneavoastră decideți adâncimea la care vreți să dați. Eu să zicem că vreau să dau la adâncimea asta. Bineînțeles, dacă sunteți la locul de pescuit, vă rog să verificați adâncimea și după să vă puneți biluța unde credeți că este necesar. O punem pur și simplu pe fir și o strângem cu dinții sau cu un clește. Dar nu chiar tare. Așa. Când pluta va ajunge în apă, peștișorul cu tot cu plumb se va duce la fund iar această biluță va opri pluta și va sta perfect în apă. Da. Este gata montura. Cred că a durat mai mult de, mai puțin de 5 minute. Uitați-vă și voi ce bine a ieșit. Este foarte simplu de făcut, foarte fină și vă garantez că va, vă va aduce rezultate excelente dacă pescuiți pe orice apă vreți voi. Vă garantez că vă va, va aduce rezultate excelente. Aceasta este montura mea. Dacă v-a plăcut, vă rog foarte mult să dați un like de încurajare, deoarece este primul tutorial de pe acest canal și vă promit că vor urma multe clipuri cu și despre pescuit, vă voi prezenta partii de pescuit la știucă. În caz că te interesează, am în descriere deja vreo 3 clipuri în care am fost la știucă, cu această montură bineînțeles, și am reușit să prind destul de multă știucă și foarte frumoasă. Așa că dacă ți-a plăcut, te invit să dai un share și un like și ne vedem data viitoare cu un nou tutorial.